Doamnelor și domnilor, în aplauzele dumneavoastră, acest Federer al pisicilor, Sarsailă, prezentatorul! Salutare, eu sunt Sebastian Coțofană și astăzi la Poliția Muzicii vă spun cine umblă cu pantalonii rupți în fund. Vă demonstrez the power of Poliția Muzicii. Și avem giveaway cu bilete la Electric Castle. Ceară-ceară vreți ostași și să începem? Flamingoșii mei, Rosalie, ce s-a mai întâmplat de când nu ne-am mai văzut? Multe piese lansate despre care vorbim imediat. Nu vreau să fac furtuni, dar vă spun că acesta este ultimul episod de Poliția Muzicii pe care îl prezint și în calitate de DJ, de realizator la Pro FM. Din toamnă, după aproape 6 ani, drumurile noastre se despart, iar dimineața blană nu va mai continua la Pro FM. De ce am zis de făcut furtuni? Că așa zice Holy Molly în piesa Plouă. Ea cântă, o să aflu unde e, nu fă furtuni. Pare că se adresează cerului, nu prea are sens. În plus, nici nu e corect gramatical. A face la imperativ negativ este nu face, nu fă. Holy Molly, patru, stai jos! Dacă Holy Molly s-ar fi uitat cu sfințenie la Poliția Muzicii, ar fi știut asta de acum câțiva ani, când la fel spunea și Speak în Foc la ghete cu Raluca. Bate la ușă, nu fă gălăgie, nu fă gălăgie. Holy Molly ar putea face o piesă cu Lino. Ea vine cu imperativul și el cu pluralul. Pentru că în piesa Perle, Lino cântă. Vezi girofare de la ambulanțuri sau de la mașinuri de poliție? Că dacă alea au girofare, mașina ta are fare, nu? Hai că dacă tot am dat-o așa, să vă amintesc și cum număra Lino acum câțiva ani. Știți că-l tot uita pe 4? 1, 2, 3, fac bani cu frații mei. 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Să ne întoarcem în trending, acolo unde Dodi l-a scos de la naftalină pe Alex Mica, împreună cântă Ceas de ceas. Când îi dai play, nicio diferență față de Allegro Ventigo a lui Dan Bălan. Și Chris Blazini are piesă nouă cu Diana, E complicat se numește. Te iubesc, dar e complicat. În mod normal, aș fi zis că oricum reghetoanele astea sună toate la fel și că nu e furti swag. Dar asta chiar e unul la unul cu El Machinon de la Karol G. Vreau înapoi, nu vreau pe altul, am încercat. Ando por ahí, con lo de siempre, un flow cabrón. Partea bună e că tot Blazini a făcut și clipul și sper ca bunuțul din ceruri de sus, din împărăția lui, să-și facă timp să-i dea lui Blazini tot ce-și dorește el, numai sănătate și toate cele. Clip nouț are și Smiley, e scumpă foc cu Juno. E scumpă foc, că stai pe anii mei. Și mi-ați scris că mașina ba are reclamă pe portieră, ba e blurată, ba dispare de tot. Pare a fi o greșeală sau poate că fix asta au vrut ca să atragă atenția mai mult. Deși cred că trebuia să-i dea foc ca să caute lumea pe Google ce scrie acolo, că mie mi se pare total neinteresant. Țancă Uraganul, în schimb, o să aibă o mulțime de click-uri și zoom-uri. El a lansat Să nu-l deranjați pe rege, în care călărește un Rolls-Royce. Ferrari, Rolls-Royce. Dar până să ne facă pe noi de râs, ce ne facem cu Găurica din fund? La un moment dat, când se vedea cel mai bine, pe la minutul 2, au mascat cu scris Țancă, Sanc. Noi nu-l deranjăm pe rege, dar se pare că regele este deranjat la stomac, că până la urmă uragan asta înseamnă vânturi puternice de rup și pantalonii. Dar să știți că și noi aici la Poliția Muzicii suntem foarte puternici, dar pe alt palier. Vă spuneam data trecută că Olivia Adams greșește pas Simple Tense în piesa Fool Me Once. Cânta You Didn't Knew în loc de You Didn't Know. Mm.
dispare episodul și zic eu că n-au fost în stare atâția oameni din echipa ei, case de discuri, de producții, manager, agenți, bla bla bla. Și ce credeți că se întâmplă? Se modifică piesa. Dacă o ascultați acum, pe ce platformă vreți voi, pe YouTube, pe Spotify, o să vedeți că Olivia cântă I Never Knew. Păi a trebuit să vin eu de la Constanța să vă învăț engleză. This is the power of poliția muzicii. Samba! După Bistrița, care e deja imn al orașului, vreau să vă prezint un alt imn. Al stațiunii Tășnad. Să ne facem o idee cam unde e pe hartă și să nu vă prind că încurcați cu Tășnad. Nu are clip și începe ca o muzică electronică pe vechi, un fel de Animal X cu DJ Project. Da, versurile mai pe folk. Hey, hey, Tășnad. Hey, hey, Tășnad. Simți cum vine dropul, simți că urmează să se dezlănțuie și fix asta se întâmplă. Adrian Bilanici, căci el este autorul, este născut și crescut acolo. Hey, hey, Tășnad, aici eu m-am născut. Hey, hey, Tășnad, hey, hey, Tășnad, aici eu m-am crescut. Voi să nu credeți că e vreun cătun uitat de lume. E Big City Life acolo, viață de noapte, distracții, Ibița, mă. Zi de zi acolo mă distrez și totul parcă e un univers. Mă bagă puțin în ceață cu trecutul. Să văd trecutul care-i un mister și totul parcă a fost ieri. Păi dacă trecutul e un mister, viitorul cum mai e? Și cum parcă a fost ieri dacă e un mister? Cum știi? Oricum rămâne un oraș de vis, așa cum spune domnul Adrian, și sunt sigur că și voi veți visa și fredona în continuu acest refren. Hey, hey, Tășnad, hey, hey, Tășnad, ești orașul meu. Hey, hey, Tășnad, hey, hey, Tășnad. Astăzi la Noni o cunoaștem pe Eisha, are, sper că zic bine, are o piesă lansată în mai, se numește Zbor Imperfect și are doar 974 de vizualizări. Merită mai mult, deci merge să dați un play și nu uitați să spamați în comentarii cu vin de la Coțofan. Momentul mult așteptat, giveaway-ul cu care vă ameninți de ceva timp, am pentru voi două bilete la Electric Castle. O să fie ceva fabulos cu 21 Pilots, Gorillaz, Disclosure, Moderat, Natură, Castel. Ce trebuie să faceți ca să câștigați biletele valabile pentru toate zilele de festival? Să mergeți pe contul meu de Instagram, acolo unde în cea mai recentă postare veți găsi toate detaliile. Succes și meet me at the castle! Și cu vibe-ul ăsta continuu de festival, zic să ascultăm ceva ca atare. Piesa pe care o pun pe repeat se numește Jungle și vine de la Fred Again. Poliția muzicii se oprește aici. Eu vă mulțumesc pentru sugestiile voastre și aștept în continuare mesaje pe Instagram și pe pagina mea de Facebook. Eu sunt Sebastian Coțofană, voi sunteți pupați și nu uitați, tot ce cântați poate și va fi folosit împotriva voastră.